Peste 240 de familii din Gorj care au fost strămutate în localitatea Câmpu Mare după ce locuințele lor au fost afectate în urma unor alunecări masive de teren din satul Seciurile au primit documentele care le atestă calitatea de proprietar asupra terenurilor pe care dețin locuințe. De 17 ani, băreacă, sistemul învinge oameni. Eu mă bucur că am făcut parte din această echipă care a dovedit că se poate ca oamenii să învingă sistemul și este un lucru care trebuie să se întâmple tot mai des. De foarte multe ori cădem în capcana asta a unor proceduri birocratice, a unor neînțelegeri ale aplicării și a spiritului actelor normative și ne cramponăm în formulări. Ne cramponăm între lupte, între instituții, între oameni, între funcționari, fără să vedem de fapt care este menirea instituțiilor și menirea legii. Din start, de când a fost propusă prin hotărâre de guvern această împroprietărire, a fost în beneficiul dumneavoastră pentru că ați fost afectați. Acești 17 ani de irosire instituțională nu și-a luat sens. E bine că am ajuns la un capăt, mă bucur că am făcut parte din această echipă. Eu vreau să cred că este un exemplu și este un factor motivant pentru toți și pentru toate instituțiile, că atunci când ne așezăm la aceeași masă și vedem interesul suprem al cetățeanului, lucrurile acestea de animozități, de neînțelegeri, de lipsă de asumare, de fapt asta a fost piedica principală între instituții. Fiecare încerca să o mute în altă parte, dar atunci când există acest echilibru universal în care se aliniază toate stelele, adică toți conducătorii instituțiilor, de la primărie, OCPI, prefectură, parlament, toate își doresc același lucru în același timp și toți liderii acestor instituții pot să se înțeleagă și să aceeași masă, vedeți că lucrurile istoric nerezolvate își găsesc soluții. Și trebuie să profităm de această perioadă în care să rezolvăm cât mai multe lucruri, atât timp cât cei care conduc instituțiile sunt oameni asumați și nu au nicio ezitare să împlinească interesul suprem al cetățeanului, să pună în fapte ceea ce diverse instituții, în cazul acesta Guvernul României, și-a propus cu foarte mulți ani în urmă. Vă urez succes, sănătate și prosperitate. De multe și-a deschis în permanență și ne-a ajutat foarte, foarte mult. Mulțumim, domnule președinte! Încă de anul trecut, președintele PNL Gorj Ion Iordache a militat pentru rezolvarea sinistraților din Albeni. Au fost organizate și întâlniri la primăria din localitate, la care au participat inclusiv șefii de la Prefectura Gorj și Oficiul Județean de Cadastru. Este un exemplu că se poate atunci când ne implicăm cu adevărat și când înțeleg și instituțiile statului care ia parte la acest proces să se implice și să fie asumate, pentru că vă spun că, deși aparent nu era o problemă complicată, au fost niște momente în care lucrurile au mers destul de greu din cauza reținerii unor funcționari, și pe de o parte și pe de altă parte din cauza celor de la PSD, și o spun răspicat, care au încercat să blocheze acest demers. Pot să vă spun decât că mă bucur că am reușit să deblocăm această birocrație a rezolvării problemelor și că am văzut pe fețele oamenilor acelora o așa de mare bucurie. Erau oameni bătrâni care au plâns, a zis că ei credeau că vor muri și nu vor ajunge să vadă această problemă rezolvată. Oamenii au devenit proprietari după 17 ani de așteptări.